Cele mai importante 17 beneficii ale spirulinei pentru un corp sănătos și frumos. Dacă ești în căutarea unui superaliment natural care să te ajute să fii mai sănătoasă, atunci trebuie să știi că spirulina bio este unul dintre ele. Aceasta este o algă verde-albastră care se dezvoltă atât în apa dulce, dar și sărată și se numără printre cele mai bogate surse de nutrienți de pe pământ, având o cantitate de aproximativ 60% proteină de calitate, mai mult decât carnea de pui sau vită. În ea vei găsi inclusiv 8 aminoacizi esențiali, dar și nenumărate vitamine și minerale, inclusiv fosfor, magneziu, calciu, potasiu, fier și altele. Ca să înțelegi mai bine cât de benefică poate fi pentru tine, trebuie să știi un singur lucru. Un gram de spirulină oferă corpului tău o cantitate de vitamine echivalentă cu cea dată de 1000 de grame de fructe și legume consumat, dar să continui și cu alte beneficii pe care le voi obține consumându-o. În primul rând, stimulează sistemul imunitar, întărind și protejând organismul tău de tot felul de amenințări. Ajută la tulburările tiroidiene. Este un puternic antioxidant, la fel ca uleiul de cocos sau semințele de chia, despre care am vorbit în alte videoclipuri. Ajută la scăderea colesterolului, iar acest lucru a fost demonstrat printr-un studiu care a arătat că un gram de spirulină pe zi, timp de 3 luni, a dus la o scădere a trigliceridelor cu 16% și a colesterolului cu 10%. Reduce tensiunea arterială, deoarece ajută vasele de sânge să se dilate. Ajută persoanele care suferă de anemie, diminuează riscul diabetului și ajută la controlul zahărului din sânge, îmbunătățind nivelul insulinei. Îmbunătățește funcția renală. Ajută în tratarea candidozei, o ciupercă de care poate ai auzit și care se dezvoltă în organismul tău datorită cantității din ce în ce mai crescute de zahăr pe care o consumăm. Menține sănătatea oaselor datorită cantității mari de calciu conținută. Ajută în lupta împotriva alergiilor, fie cauzate de praf, polen sau orice altceva. Îmbunătățește sănătatea creierului și memoria, lucru demonstrat de un studiu publicat pe 1 mai 2009, după analiza făcută pe 549 de elevi care și-au îmbunătățit situația școlară după ce au consumat 2 grame de spirulină timp de 60 de zile. Protejează și menține ficatul sănătos prin eliminarea toxinelor și a metalelor grele din organism. Pe lângă beneficiile pe care ți le-am spus până acum, îți pot menționa încă 4 care o să-ți placă în mod deosebit dacă ești o persoană interesată de orice tip de sport, dar și de cum arăți. Spirulina acționează împotriva oboselii, oferindu-ți un plus de energie. Ajută la pierderea în greutate, oferindu-ți o cantitate mare de nutrienți cu o cantitate mică de calorii. Îmbunătățește rezistența și performanțele sportive, ea fiind utilizată de către atleți și persoane care fac sport constant și pot avea crampe sau leziuni musculare tendinoase. Ajută la menținerea unei pieli sănătoase, pentru că, odată aplicată, ea are un efect de calmare, regenerare, împrospătare și netezire a ridurilor. Cum o poți consuma? Având în vedere că o poți găsi să o cumperi în două forme, pudră sau pilule, ai multe opțiuni când vine vorba de consumul acesteia. Spirulina pudră putând fi consumat, fie adăugat într-un pahar de apă în care se dizolvă foarte rapid, fie într-un smoothie natural și sănătos, fie în diferite mâncăruri sau deserturi, fie ca ingredient pentru diferite măști naturale. Mulțumesc că ai vizionat acest filmuleț. Dacă ți-a plăcut, abonează-te, te rog, la canal și dă click pe linkul din descriere, unde o să găsești un magazin online cu o gamă largă de alimente bio-sănătoase la prețuri accesibile. Iar dacă ai vreo întrebare, nu ezita să o pui în secțiunea de comentarii.